Vă salut, oameni buni, și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care veți descoperi documentare, teorii incredibile, știri și lucruri pe care mafia media vrea să le țină departe de poporul român. Dacă vreți să fiți conectați, dacă vreți să fiți la curent imediat cum lansăm informații și materiale ce ar putea fi șterse din cauza cenzurii, apăsați chiar acum, total gratuit, butonul roșu de subscribe și clopoțelul. Astfel veți fi notificați imediat ce lansăm toate aceste materiale și vă asigur că urmează multe lucruri interesante aici pe canalul Adevăruri Secrete. Așadar, o să vă prezint un articol în care vom găsi adevăruri despre trecut, scris de Maria Diana Popescu. Haideți să vedem ce ne spune aceasta. Cu privire la subiect, în mod sigur, voi primi și de această dată o invitație călduroasă de a merge să mă întâlnesc cu făuritorii mei. Însă dacă toată lumea ar fi iubit adevărul, dacă unii ziariști din țară nu s-ar fi vândut asasinilor, adevărul n-ar mai fi umblat astăzi zdrențuros și cu capul spart. Nici nu-și intră bine decembrie în drepturi că presa o dă cotită și învârtită cu asasinarea soților Ceaușescu. Indiferent ce a fost și cum a fost, președintele Republicii Socialiste România, pentru cei mai tineri, așa era denumirea oficială a țării noastre în anul 1989, Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu, erau oameni de stat și au fost eliminați în stil mafiot, prin împușcare cu rafale de Kalașnikov, în marea sărbătoare a Sfântului Crăciun, după o judecată sumară și strâmbă. După execuția barbară și rușinoasă, dictată pe data de 24 decembrie, prin telefon de la București, un grup din care făceau parte Silviu Brucan, Ion Iliescu, Măgureanu, Roman, Voican, Militaru, Chemenici, care aveau garanția imputății lor, totul s-a prăbușit în România și am ajuns astăzi realmente sclavi. Cât curaj au Petre Roman și restul asasinilor când afirmeau că trupurile ceaușeștilor și filmul execuției au dispărut timp de câteva ore. Cred că extratereștrii le furaseră. Fostul președinte al României și soția sa, Elena Ceaușescu, nu au fost condamnați de un tribunal oficial. Au fost executați potrivit unei hârtii scrise și semnată la data de 23 decembrie 1989 de nimeni altul decât Ion Iliescu. Dată la care acesta însă nu avea nicio calitate oficială în conducerea statului român, în afară de cea de șef a găștii de profitori sub acoperire de revoluționari, ce încercau anihilarea adevăraților revoluționari pentru a nu scăpa din mână puterea. Conform zicalei, frica păzește bostănăria. La scurt timp după asasinarea celor doi, de teama că le va veni rândul și lor, călăii au trecut urgent la abolirea pedepsei capitale în România, iar unii au părăsit țara. Ceaușeștii au fost uciși cu sânge rece, iar cei implicați în asasinarea cuplului prezidențial ar trebui să răspundă în fața legii. Chiar acum, cu prilejul discursurilor publice, Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția cu privire la pericolul imperialismului, cum că poate duce la o pierdere a identității economice, a identității de neam și chiar a independenței naționale. Așa s-a întâmplat după lovitura de stat. Cercetați documentele, așa am făcut și eu. Apoi o să vreți să-l comemorați. Politica externă a lui Nicolae Ceaușescu se baza pe neamestecul în treburile interne ale altor state. Și pentru că pe plan internațional fostul președinte acționa și gândea românește, trebuia înlăturat și înlocuit cu o marionetă care gândea și acționa pe dublu canal, în favoarea marilor puteri capitaliste, dar păstra prin telefonul roșu conexiunea cu Moscova. Cei care au înfăptuit asasinarea și cei care l-au condamnat, în urma mascaradei judiciare, n-au nicio scuză. Cu toate că au acționat la comandă externă și internă și sub manipulările ce au guvernat lovitura de stat din 1989, se pare că avem o vocație de a ne asasina patrioții. Istoria stă mărturie. La fel ca și mareșalul Ion Antonescu, Ceaușescu a strigat înaintea primului glonț: trăiască România liberă și independentă, moarte trădătorilor. S-a avut mare grijă însă ca această parte a filmului, cosmetizat, falsificat și trucat, difuzat până la intoxicație în fiecare an înainte de Crăciun și care a făcut înconjurul lumii, să nu ajungă la public, să fie tăiată. De fapt, un asasinat politic abominabil la scara istoriei, o rușine pentru noi, execuția cuplului
Nicolae și Elena Ceaușescu pe 25 decembrie, la Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului, este un asasinat anticreștin, iar sub acest blestem a urmat involuția poporului în libertate și democrația mult visată de naivi. Asasinarea soților Ceaușescu a fost folosită ca o veste minunată în presa vremii. Toate ziarele titrau cu o literă de șchioapă. O veste minunată, dictatorul a fost prins și împușcat. O manipulare grosolană. Criminalii înlocuiseră vestea minunată a nașterii Domnului Iisus, sărbătoarea creștinului român, cu vestea minunată a crimelor comise. Ceaușescu le stătea în cap occidentalilor. De fapt, a fost omorât pentru că a ridicat țara de la stadiul de semi-feudalism la cel al civilizației. Devenise extrem de incomod puterilor Occidentului. Ceaușescu a oferit românilor educație de înaltă clasă. Într-un învățământ gratuit, loc de muncă garantat, locuințe pentru fiecare familie sau tânăr, asistență medicală gratuită, chiar dacă nu se ridica la standardele europene de astăzi, când românii mor cu zile. A oferit demnitate umană și protecție socială. Ce-a dat capitalismul românilor? Sărăcie, șomaj, hoție, tâlhărie, corupție de stat, miniștri și parlamentari pușcăriași, escrocherie, prostituție, sclavie și discriminare. Cine a suferit în urma regimului dinainte de 89? Puturoșii, proștii, curvele și hoții de buzunare. Desigur, și atunci se făceau abuzuri, dar nu pot fi comparate cu cele de astăzi. Ultimii zeci de ani după lovitura de stat și asasinarea lui Ceaușescu au fost cu adevărat dramatici. Părinții au trăit dictatura cu regimul socialist, nu comunist, cum zic necunoscătorii și ignoranții, care nu știu pe ce lume trăiesc și cu ce se mănâncă istoria de până în 1944. Și chiar cea până în 1964. Într-o dictatură cu regim socialist, Ceaușescu a construit extrem de multe edificii, ca să aibă ce însuși, ce închide, vinde și demola capitaliștii. S-au ridicat 4 milioane de apartamente unde s-a mutat jumătate din populația țării, s-au construit fabrici și uzine mari unde au muncit peste 10 milioane de oameni, s-au construit Transfăgărășanul, metroul, canalul Dunăre-Marea Neagră, Casa Poporului, Sidex Galați, Olchim, Petromidia, școli, grădinițe și spitale, creșe pe care capitaliștii nici n-au fost în stare să le dea cu var. România a pierdut în ultimii zeci de ani de la lovitura de stat aproape întreaga industrie. A pierdut suveranitatea și independența economică. Generațiile prezente trebuie să afle că familiile tinere primeau locuri de muncă și apartamente de la stat după terminarea facultății. Studenții primeau repartiție, iar învățământul și sănătatea erau gratuite. Priviți acum sutele de mii de copii abandonați de părinți, plecați la muncă în Occident. Da, teoretic socialismul e o noțiune neprietenoasă. Dar cei mulți talpa țării nu se zbăteau în sărăcie ca astăzi. Când suntem liberi să întreținem bugetul statului fraudat de guvernanți și politicieni, care s-au îmbogățit, bineînțeles, pe spinarea poporului. Controlul asupra populației este mult mai extins astăzi decât în socialism, doar că nu mai e realizat prin forță, ci prin mijloace subtile, carduri și credite. Înregistrarea neconstituțională și abuzivă și expunerea codului numeric personal, controlul opiniei publice, totul prin frică. Românii au fost forțați să devină consumatori. Li se dau salariile pe card ca să consume după nevoile Occidentului, de parcă românii nu ar mai avea voință proprie, dar și ca să îi obișnuiască cu banii virtuali. Urmează cărțile de identitate cu chip și detectarea prin GPS inclusă. Spre deosebire de perioada de dinainte de 1989, astăzi stai cu frica în sân că o să ajungi șomer. Ești liber pe naiba. Doar să te plimbi pe jos, să-ți dai copilul la școlile particulare ale mafioților și pe bani grei, ești obligat să cumperi manualele analfabeților din sistem, altfel îi se scade nota copilului la școală. Asta da succesuri democratice. În socialism nu vedeai oamenii dormind pe stradă, dați afară din casă sau de la serviciu, nu vedeai țărani săraci. Ceaușescu a construit o economie puternică cum n-a avut România înainte de război, pentru ca să fie independentă și să nu cerșească la FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană. Dar ca președinte, când nu ești dator organismelor financiare mondiale, ești considerat dictator. Ești invadat de șacali, ți se iau resursele naturale, iar poporul este transformat în contribuabili activi. Libia, Egipt, Siria și România sunt exemple vii în acest sens. L-au eliminat pe Ceaușescu când țara nu mai avea datorii și economia mergea strună. Tocmai când terminasem de plătit datoriile și urma să ne bucurăm de un nivel de viață european. De teamnă că vom concura puterile occidentale, au venit alogenii și au pus gheara pe avuțiile naționale.
Chiar dacă în socialism, pentru o perioadă scurtă s-a mâncat mai puțin, a fost sănătos. S-a trăit fără căldură, s-a dat curent electric cu porția, chiar dacă pâinea, zahărul și uleiul erau cartelate. Așa s-au plătit datoriile externe. Nu existau milionari și miliardari care să fraudeze statul român. Astăzi există mâncare și pâine din belșug, puterea de cumpărare fiind zero, dar garnisite cu euri mortale, care au răspândit boli, obezitate, cancer, diabet, gradul de îmbolnăvire a populației fiind triplat. S-au înmulțit boschetarii, copiii străzii mai ceva decât câinii comunitari. Presa e plină de scandaluri, crime, miliardari de carton care au conturile pline și n-au dat o zi la sapă. Legea e făcută pentru ei, au mașini luxoase și pistoale la brâu. Toate aceste lucruri fermecătoare au fost înscrise în planul loviturii de stat din 1989. Ne merităm soarta, să trăiți bine. Așadar, mă întorc la întrebarea unui ziarist român din presa centrală. De ce n-a făcut Ceaușescu autostrăzi? Simplu, exportul către Rusia și către celelalte țări se făcea pe căile ferate și pe apă. Specialiștii timpului au gândit în conformitate cu necesitățile practice. Nimeni nu a umblat în opinci și în perioada socialistă. De acum înainte vom umbla, poate desculți. Opinca e încălțarea ecologică și mi-e teamă că nu ne vom permite să o cumpărăm. După 1989, câți kilometri de autostradă s-au construit? Poate răspund miniștrii de la transporturi. Toată bogăția țării adunată cu sudoarea poporului a fost confiscată de elita politică și financiară, în cârdășie cu organismele financiare mondiale, de băieți și șmecheri, de pungași și pripășiți pe la noi și prin guvern, care ne dau atât cât să nu murim de foame. Chiar nu înțeleg de unde toată stupizenia unor colegi de breazlă de a se raporta doar negativ la ce a fost pe vremea lui Ceaușescu. Să lăsăm trecutul distrus cu bună știință și cu rea credință și să întrebăm pe neisprăviții care au acumulat averi uriașe, pe care nu le puteau realiza într-un mileniu prin muncă cinstită, de ce au îndatorat țara până la sufocare? De ce au jefuit averea țării pe care au depus-o în băncile străine? De nu mai are țara fonduri pentru investiții, pentru salarii și pensii? Dacă toți se plâng că nu mai sunt bani pentru investiții, de ce investesc ei banii furați de la popor? De ce oare tot așteptăm noi investitori străini? Aceștia nu vor urmări niciodată binele țării unde fac investiția, ci firesc propriul lor profit cât mai mare, pe care îl vor externa în valută și, bineînțeles, nu în lei. Leii îi lasă pentru vânzătorii de țară autohtoni, care le asigură calea spre câștiguri ilicite. Cei care au guvernat după lovitura de stat n-au fost în stare să construiască nimic în țară, în afară de sedii de birouri pentru stors românul de bani. Toți au fost puși pe căpătuire. Au devalizat băncile, Bancorex, Banca Agricolă, Banca Religiilor și așa mai departe. Întreprinderile, fabricile, combinatele au sărăcit populația prin inflație de 300%. Sub minciuna lui Iliescu, în combinare cu cea a lui Petre Roman în pulover, numită privatizare, producția României a fost redusă la tăcere treptat. Ce nu s-a putut fura, s-a vândut străinilor cu capital majoritar sau total pe mai nimic, prețul fiind sub cel de fier vechi, dar pe mită grasă. Un fost funcționar al Ministerului Economiei de pe vremuri, de formațiune economist, astăzi pensionar, mi-a explicat cum s-a reușit înainte de 1989 performanța echilibrului economic și absorția în procent de 100% a forței de muncă tinere, cum România a refuzat orice contract cu FMI și cu alte organisme financiare internaționale care încercau atragerea României în capcane. Iată ce a spus acesta. Trepădușii n-aveau ce căuta în rotițele sistemului. Tocmai de aceea sistemul economic nu avea nici noxe, nici fisuri. Nu existau clase favorizate. Multe din lucrările dinainte de 89, păstrând proporția evoluției în timp, erau superioare celor de astăzi. Atunci erau tot felul de organisme de cinste și control, care rezolvau problemele oamenilor. Astăzi nu ai la cine apela. Hoții se dau drept conducători. Studii recente arată că pe atunci toată populația activă avea slujbă. Astăzi, aproximativ 6 milioane de români își caută de lucru până afara țării. Toți românii aveau locuințe. Astăzi sunt datori pe viață băncilor străine, scoși în stradă și executați silit. Atunci se întrerupea curentul electric zilnic. Astăzi nu avem bani să-l plătim. Atunci erau câteva ore de televiziune pe zi. Astăzi sunt sute de posturi TV care ne aduc în casă violență, destrăbălare, circ politic, dezmăț, sexualitate și care tulbură mințile copiilor, ducând la angoase, la frustrări și conflicte interioare cu sinele. Despre ce economie vorbește astăzi guvernul?
coloși industriali care decenii la rând au asigurat producția internă și exporturile țării noastre au fost bombardați. Nu sunt bani pentru salariile medicilor. Se desființează școli și spitale. Sănătatea e la mâna grupurilor farmaceutice care condiționează numirea factorilor de conducere și politică instituțiilor de sănătate. Regimul socialist investea cam 30% din PIB în cercetare-dezvoltare, tehnică militară, aerospațială, agricultură și infrastructură, căi ferate, drumuri și poduri la sate, canale și sistemele de irigații, barje și canalizări. Ce a adus așadar revoluția sau lovitura de stat? Libertatea de a merge la căpșuni, libertatea sclaviei pe pământ românesc și disprețul Occidentului. O țară primită cadou în 1990, fără un leu datorie externă și cu destui bani cash, a se înțelege lichiditatea BRC, a fost sufocată de datorii pentru generații de rândul. Imediat după lovitura de stat, Petre Roman, premier pe atunci, a anunțat că industria țării este un morman de fiare vechi. O minciună colosală care a dat startul jafului aflat și astăzi în desfășurare. Așadar, care a fost motivul pentru care a fost asasinat Nicolae Ceaușescu? Pentru că a condamnat invazia URSS în Cehoslovacia în 1968. Pentru că a construit Casa Poporului, a doua clădire ca mărime în lume după Pentagon. Pentru că România era al patrulea exportator de armament din Europa. Pentru că a construit metroul din București, centrala atomică de la Cernavodă, canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru că în primăvara anului 1989 România achitase toate datoriile externe în valoare de peste 18 miliarde de dolari. Pentru că acumulase depozite de aur în Banca Națională, volatilizate astăzi și trimise în excursie peste hotare, pentru că a interzis avortul și a încurajat natalitatea, aducând populația la peste 22 de milioane de locuitori. Pentru că nu a avut conturi în străinătate, cum au pretins neobolșevicii, pentru că a construit peste 4 milioane de apartamente, pentru că producția de oțel a țării era de 8% din producția mondială, iar în funcție de acest lucru, România putea modifica oricând prețul oțelului la bursă. Pentru că a construit peste 10.000 de școli, universități și grădinițe, aproape 100 de hidrocentrale, pentru că România avea una dintre cele mai dezvoltate rețele de cale ferată din Europa, pentru că începând cu 1973, Nicolae Ceaușescu a pretins înființarea 48 de societăți mixte cu participare de capital occidental în țară și străinătate, iar volumul schimburilor comerciale cu Occidentul aproape se dublase, de la 28% în anul 1965 la 45% în anul 1974, pentru ca între anii 1971-1975 România să înregistreze o rată anuală de creștere de 11,8%, cifră neegalată niciodată în plan european. Pentru toate acestea și pentru vina de a nu fi fost un patriot de ocazie, ci unul adevărat, Ceaușescu a fost asasinat cu sânge rece, într-o frenetică grabă, în ziua Sfântului Crăciun. Dacă încerci astăzi să vorbești despre Ceaușescu, ești imediat catalogat drept comunist sau nostalgic. În cazul meu, nu pot fi acuzată nici de participațiune, nici de participațiune la sistem, nici de nostalgie comunistă. Pe vremea asasinilor lui Nicolae Ceaușescu, ajuns între timp miliardar cu ajutorul americanilor, mă ocupam cu biberonul. Studiați documentele de arhivă și veți vedea ce a făcut Ceaușescu cu banii de la FMI și de la Banca Mondială. Și ce au făcut acești democrați grăsuni de bătătură, specializați în escrocăriile financiare la școlile politice de vară ale partidelor? Studiați documentele. Președintele împușcat de cei câțiva antiromâni, îndoctrinați de agenturile străine, nu vi se va mai părea atât de sinistru. Ceaușescu a fost cu adevărat un patriot. În afara lichelelor care au prădat statul român după 1989 și au devenit chiaburi, astăzi poporul zace în sărăcie, exploatat mișelește de aproape un sfert de veac. Zidul de la Târgoviște era prea mic pentru aceste haite de politicieni care au subminat și ruinat România postdecembristă, ne spune Maria Diana Popescu. Dragi prieteni, asta a fost pentru astăzi, aștept cu mare interes de la voi în secțiunea comentarii părerea voastră despre acest material. Vă mulțumesc că ne urmăriți și că faceți parte din comunitatea Adevăruri Secrete. Pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat la canalul Adevăruri Secrete, apăsați total gratuit butonul roșu de subscribe și clopoțelul să fiți notificați la timp când lansăm materiale noi. Până data viitoare, prieteni, nu uitați să vizionați și alte materiale de pe canalul Adevăruri Secrete deosebit de incitante și să ne auzim cu bine!